Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Înainte să înceapă acest clip, vreau să îl promovez pe Eugen23, care are un canal destul de bun de gaming, desigur. Un canal cu o calitate destul de mare, după părerea mea. Are, vezi și voi, face live stream-uri zilnice. Mi-a spus să spun chestia asta, că face live stream-uri zilnice. Deocamdată, din câteva, nu prea face, dar probabil o să se apuce, pentru că de-aia și luat promovarea de la mine. Deci eu vă invit să vă abonați la canalul lui Eugen, să ajutăm și pe el să strângă 300 de abonați sau poate chiar mai mult. Acum vedeți eu cum vă place, vă are calitate chiar înaltă, deci e ok. Da, dacă vă și voi o promovare, jos acolo, vedeți cât costă, pay safe PayPal, contactați-mă. Eu am fost Alex și... n-am fost Alex. Da, mergeți și abonați-vă la Eugen, ce palară mă sunt. Hai la episod. Bun, din câte se putea vedea și din titlu, noi astăzi vom filma niște Minecraft, lumea lui Alex, ok? Deci, nu mai știu exact ce am făcut. Dude, is this lag? Come on! Ok, calm down. Ok, trebuie să se încarce ălea, trebuie să... bă, cred că e ok, stai. Da, e ok, să se miște bine totul. Boom, suntem pregătiți, bun. Ha, acum, pentru început... am uitat să văd pe cine punem pe perete astăzi. Trebuie să verific chestia asta, pentru că încă n-am apucat să fac chestia asta. Trebuie să punem pe cineva în perete, dați-mi o secundică. Știu că e un pic nesimțită chestia asta și nu e frumos să faci chestia asta, dar eu trebuie să o fac pentru că am uitat să verific. Eu intru repede. Ultimul clip la care vreau să vă spun o chestie, s-au strâns peste 940 de like-uri și vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru chestia asta și peste 500 de comentarii. Enorm de mult vreau să vă mulțumesc pentru chestia asta. Cine va apărea astăzi pe perete? Ei bine, cel care va apărea va fi Mario Florin. Foarte, foarte tare comentariul ăsta de Mario Florin, respect, ești cel mai tare. Mario Florin, tocmai a intrat pe perete Mario Florin. Mulțumesc mult de tot, frate, pentru comentariu și pentru like-ul lăsat la episodul trecut. Dacă vreți și voi să apăreți pe în turnul abonaților pe care îl vom construi astăzi, mai mult, adică vom termina construcția lui, tot ce trebuie să faceți este să lăsați un like la acest episod și un comentariu și un comentariu pozitiv. Deci un like și un comentariu pozitiv egal you go on the perete random in the next episode. Și am văzut că a plăcut atât de mult episodul ăla, l-au strâns aproape 1000 de like-uri, ceea ce pur și simplu m-a uimit. Deci spre uimirea mea s-a strâns un număr absolutamente enorm de like-uri, ceea ce a fost super super tare și trebuie să-i batem pe ăștia probabil, da. Sunt ceva băieți răi pe aici. Hopa! Oh, schelezi, nu! Și pe ăștia trebuie să-i batem. Hop! Deci ne batem cu ăștia și să facem rost de piatră. Nu. Miss. Ha, mă, aveți aimbot. Ha? Bun. Mi-a dat săgeții, bine. Îmi place să bat scheleți atât timp cât îmi dau săgeți. E nașpa totuși chestia asta nouă cu bătaia din Minecraft. Chiar nu-mi place lupta în Minecraft. Au stricat-o foarte tare. Bun. Stați și știți ce am uitat eu. Vreau să strângem noi de asta, dar trebuie să ne și culcăm că se face noapte în primul rând. Și mai vreau să-mi iau și... aveam eu aici. Încă sărăcit, by the way. Deci, da. Unde bă? Stai. Carnea. Uite câtă carne am, frate. Și n-am pus-o încă la prăjit, sunt un fraier. Ok, acum hai să ne și culcăm încă dacă toți suntem acili și băgăm și un somnic de la bun. Și după mergem să culegem. Bă, mă enervează. A, lasă autogeampul, că pare ajutător să-mi bat piciorul, parcă nu te sapă și eu în continuu. Știi, adică, nu știu, pare de folos autogeampul ăsta pe care îl avem noi în momentul de față. Hai să strângem toate astea. Da, deci când am postat, cred că am postat duminică episodul trecut. Parcă duminică și astăzi este joi, deci au trecut vreo 4 zile, încerc să postez o dată pe săptămână Alex World sau chiar de două ori, dacă văd că este extraordinar de pe această serie. Deci astăzi este ca și cum aș posta a doua oară în aceeași săptămână, ceea ce este foarte, foarte ok. Având în vedere că vă place atât de mult seria asta. Wow, deci sunt super uimit. 943 de like-uri a strâns. Cred că asta episodul trecut ar fi fost episodul cu cele mai multe like-uri de pe tot canalul. Episodul, nu live-ul. Live-urile strâng peste 1000 și lejer. Dar cred că avem și unul peste 2000, nu știu exact. Dar știu sigur că trebuie să-mi sufru nasul, nu mai pot deja. Problema e că eu nu mi-l sufla. Dar uite, dacă nu mi-l suflu, mă iau o tuse pentru că, na, vin mucișori în gât și...
Uai. Uai, iertare. Dar având în vedere că, o să vă și spun, având în vedere că sunt răcit, mi se usucă gura extraordinar de repede. Și chestia asta este foarte, foarte nașpa. Și de aceea sunt nevoit să beau suc în timpul videoclipului, pentru că mi se usucă gura. Mi se usucă gura, mi se duce vocea și tot devine foarte, foarte nașpa. Și n-am ce să fac. Deci trebuia să beau eu ceva. Iertați, da, na, e răceală, zic, chiar o răceală foarte, foarte gravă. Încă mă duc la școală, by the way, pentru că părinții mei, da, nu mă lasă să nu mă duc la școală. Ceea ce e foarte nașpa, dar e ok. Oricum, mai avem încă o săptămână de școală și după după două săptămâni vacanță în care o să fac vloguri foarte dese și da, adică un vlog pe zi ca de obicei. Și o să mai postez pe canal de gaming, desigur, să mențin și noi acest canal. Poate ajungem noi la 50.000 de abonați. Nu știu cum, nu cred că o să mai pot face live stream-ul, asta e problema. Pentru că o să fiu foarte, foarte ocupat. O să fiu chiar foarte ocupat. O să muncesc mult la canalul de vlog și mamă, sică, de ce faci de astea? Ok. O să fiu atât de ocupat și nu o să pot să muncesc la... Nu vreau să pot să fac live stream-uri, dar o să postez videoclipuri în schimb, pentru că videoclipurile, nu, nici o problemă, e ok. Adică, da. Hai să vedem. Și by the way, dacă vreți să cumpărați Minecraft de pe G2A cu reflink-ul meu, vi-l las în descriere, e mai ieftin decât ăla de pe Mojang, deci vă rog eu frumos să nu uitați. Aveți Minecraft ieftin în descriere, dacă îl cumpărați, vă sunt veșnic îndatorat și recunoscător. Hai să facem asta, deci din câte amintesc asta trebuia să facem, era un lucru destul de important. Dar nu mai amintesc exact acum ce mai vreau, știam că mai vreau să-mi urcăm un pic cu turnul. Deci aveam în cap să-mi urc încă un pic tot de aici, uite așa, hop, țap, hop, țap, bun. Și da, târnăcopul unde e? Nu mai e. Târnăcopul unde e? Nu mai e. Îmi trebuie iar lemn? Da, iar n-am bețe, what the fuck, frate. Pap. Bun, hai că am făcut rost de un târnăcop nou, cu care să putem să spargem toate blocurile și să menținem noi ordinea și liniștea. Pacilișa. Și pe astea putem să le spargem și din câte știu pe ăsta, da, pe ăsta nu pot să-l sparg, dar așa pot deja. Bun, și o să marcăm încă un ăsta. Bun, și de acolo o să începem să facem și ultimul detaj. Cred că ăsta va fi ultimul, cel puțin pentru o perioadă, pentru că vă dați seama că poate o să mă trească să ne extindem, poate nu, cine știe, dar pentru moment un lucru este sigur, că este gata, adică ăsta e ultimul etaj, pentru moment este sigur acest amănunt. Hai să vedem și o chestie vreau să văd, dacă mergeți să urcăm și să coborăm aici sus, ar fi chiar și mai chiar să meargă, dar nu merge aici, nu-i așa? Da, puteam să jur. Și cred că o chestie n-am făcut, nu știu, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama care e diferența între locul ăsta și chestia asta, care e diferența, cred că asta era, nu? Nu, gen, asta e o dungă întreagă și, da, dar aici, nu mă prind, da, iertați-mă, sunt mort, lăsați așa. Hai să luăm acum multe torce, trebuie torce, dar nu cred că mai am coal, asta e chestia, cred că o să trească să mergem să adunăm niște coal. Dar nu prea e pe aici, asta e problema, că e mare lipsă de coal. Ok, explodează și tu, că oricum ajuns dacă explodezi în mine, nu mă supăr dacă explodați, dar voi numai pe coclaur, pe la mine, pe acasă vă place să explodați. Fucking creeper. Autojump-ul off, pentru că este efectiv retardat, dar în schimb putem să dăm subtitrările. Nu înțeleg nici unde se salvează setările, by the way. Chestia asta chiar nu se întâmplă niciodată. Oh, coal, bun. Deci niciodată mie nu mi se salvează setările. Vă obi se întâmplă chestia asta? Deci absolutamente niciodată. Și știți ce cred că ar merge? Să punem acest texture pack. Chiar dacă nu prea merge el pentru un om. Nu, e ok. Pentru un 11 de fapt. Nu este pe un 11. E ok, încercăm așa așa. Ala-i tati. Ala-i tati. Da, ala-i lamă. Bun. Chiar dacă îmi place foarte mult texture pack-ul ăsta și aș vrea să pot juca cu el mai mereu, dar... Na, dacă nu este o versiune de 1.11, dacă cumva aveți versiunea t-shirt pack-ul ăsta cu versiunea de 1.11, să știți că vă dau pin în top comments. Deci lăsați-mi un link și vă dau pin în top comments cu texture pack-ul ăsta infinit Huawei, versiunea de 1.11, cu toate că o să caut și eu. Dar dacă îmi dați un link și merge, vă dau pin în top comments. Bun, hai să vedem.
Ceva pe aici? Nu, ok. Cred că putem să plecăm deja. Avem destul, 14. Haide să mai facem torțe. Uite, asta nu-mi place. Și mă stresează rău de tot treaba asta. 11, ca să nu consumăm tot. Și o să avem 40, fucking 4 de torțe, ceea ce înseamnă foarte, foarte multe torțe. Deci o să ne ajung cu siguranță dacă vreau să le pun pe aici. Deci aici am pus deja două torțe. Uite, aici o să punem două torțe din nou. Cam așa, nu mă interesează exact unde le pun. Atât totuși să le găsesc și un loc. Ar fi mult mai fain, zic eu, da? Hai așa, nu știu. De fapt, știți care e chestia? Atât timp cât luminează e ok, nu mă deranjează. Și unul aici, cred. Ca să mă asigur că e bine luminată, să nu mă trezesc cu zombulăi. Și pe aici ar merge așa. Hop, 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 hop. Nu? Da. Și jos, de fapt, mi se pare că n-am pus într-un... Uite aici, ar merge să mai iluminez eu un pic. Așa, și tot timpul peste tot ar merge să pun una sub scară. Chiar arată fain. Și asta, și asta e ultimul etaj, nu? Da, și asta, și încă n-am pus. Da, deci cam atâta. Turnul este în momentul de față uriaș de dedești și voi câte locuri am făcut pentru abonați. Cu toate că o să ne mai jucăm, că el o să mai mărim și o să mai facem multe alte chestii. Dar am spus că... Mamă, nasul iară. That's annoying. O să trebuiască să iau antibiotic pentru că o duc foarte, foarte rău cu gâtul. Chiar oroceală groaznică, nu mai suport. Dar hai să trecem peste chestia asta. Ce mai vreau eu să mai fac era să fac pe din afară vreau să facem niște chestii speciale. Vreau să părăjim cablesonul. De fapt, din câte știu, nu, asta m-a interesat pe mine foarte, foarte tare. Vreau să mergem în Nether. Deci pentru a merge în Nether noi să coborăm foarte, foarte mult, să găsim diamante și să facem obsidian mai încolo. Deci probabil, cu siguranță, o să mergem în explorare. Deci avem, trebuie să ne luăm cu noi lemn, să fim siguri că avem carne multă pentru a supraviețui și suntem cu tăgă. Deci de momentul să plecăm, pentru că de aia zic, vedeți voi, am checkpoint-ul ăsta și mi-e foarte ușor. Deci de momentul să plecăm în expediție, pentru că trebuie să plecăm, avem nevoie de chestia asta și pentru că vreau, am nevoie pentru blocuri, fiți atenți că vă zic eu, mai moră și tu un porc la asta, hai. Am nevoie pentru blocuri, am nevoie de coarți, vreau să fac rost de coarți pentru a face turnul mai frumos, dar, haide dude. Minecraft tocmai mai a dat crash. Dude, Minecraft tocmai mai a dat crash. Mario Florin. Deci tu mai a dat crash Minecraft. Ok, se redeschide, nu-i problemă. Dar mi se blochează când se redeschide. Mi se blochează mie facecam, nu știu. E ciudat. Dar am gâtul. Mă doare gâtul foarte rău și nașpa chestia asta. Bun, hai acum să revenim. Nu este nici, absolut nicio problemă. Îl deschidem. Știți ce voi, că eu n-am timp să tai, să fac cut-uri și să editez pe canalul de gaming. Deci iertați-mă, de aia nu vedeți cut-uri și nebunii. Stați acum să se laudeze totul. Că și acum e lag. Da, îmi dă crash. It looks like you're using an unsupported modified version of the game. Îmi dă crash. Fix când vreau să plec de la casă. Ceea ce este unfortunate. Deci hai să mai încercăm o singură dată să mai deschidem. Ok, hai să vedem, ultima dată, să sperăm că merge. Că dacă nu e nașa. E nașa. Cred că o să scoatem în Just Enough Items. Ar fi ca în singurul mod care mi-ar face lag aiurea. Cred că ar fi singurul mod care mi-ar face lag aiurea. Pune-te-n pat, te rog frumos, te rog. Filmez? Dă-te! Oh, bună, no. Așa, bun, hai să vedem. Vreau să taci și să pleci? Chiar așa aprecia. Așa aprecia dacă ai tace și ai, și ai pleca. Vera, filmez, nu glumesc. Mă, e la mișto? Nu, n-am chef acum. Da, trebuie să scot Just Enough Items. Da. Cam atât.